Gabriel Apostol este la a treia faptă violentă în ultimele trei luni. În luna octombrie, el s-a bătut cu polițiștii într-o stație de carburanți de pe autostrada București-Pitești, iar în noiembrie a sărit la bătaie la angajații unui magazin cu materiale de construcții și nu a ezitat să ia pe capota mașinii un agent de pază de la același magazin. Pentru faptele lui, judecătorul este cercetat de Consiliul Suprem al Magistraturii și riscă să-și piardă funcția. Acum, pe numele lui a fost deschis un alt dosar, de data aceasta pentru loviri și alte violențe, pentru că soția a depus plângere la poliție, plângere care a fost înaintată spre soluționare parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Pitești.